facă și la proful ani. Cu Super Mario. Cu Super Mario, la exerciții de clasa 1. Așa. Deci Mario este prezent. Este gata să înceapă. Alo? Bună ziua. Luciana, sunt la lecții, sunt chiar acolo la tablă, încep o lecție cu... mai târziu, dacă poți, ai vreo idee, nu? Ca să poți să dezvolți. Eu sunt în lecție, deci acum, hai sună cineva la 9:30. Da? Mulțumesc frumos, bine, la revedere. Așa, i-am dat drumul la lecție? Da, 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 domnul. Zi-mi problema, citește. Scrie scrisa. Întâi Super Mario. Tema propusă de Mario. Clasa a întâi. Zi, Mario, te rog. Alin are 1.000.000 de cuburi. Unu. Deci Alin are 1.000.000. Nu știu ce scriu. 1.000.000. Câte? 30.000. 30.000 și 1. Și 1. Se cheamă 1.000. Da? 1.000. Dar e foarte mare, băi. 1.000. 1.000 de cuburi. Darian, cu 535 mai puțin. Darian, cu 535 mai puțin. Decât Alin. Decât Alin. Alin. Alesia. Alesia. Cu 299 cuburi de cât Darian? De cât Darian? Tot de cât? Ba, aoleu! Nu, mai sunt. Hai? Da. Andrei. Cu 555 mai puțin decât Alesia. 555 mai puțin decât Alesia. Cuburi decât Alesia. Iar părinții celor patru copii, iar părinților de fiecare le mai dă încă 70. Părinții. Le mai dau celor patru copii încă 70 de cuburi. Câte? 70 de cuburi. Cuburi. De fiecare. Da. Aflăm suma celor patru copii. Să aflați câte cuburi au fiecare în parte, nu? Să aflăm toți câte cuburi au și să vedem cei patru copii câte cuburi au împreună. Așa, împreună în final, da? Deci aflați suma cuburilor celor patru copii. Aflați suma cuburilor celor patru copii. Aflați suma cuburilor celor patru copii. Faceți 1000 minus 535. Deci prima întrebare. Aflăm numărul de cuburi pentru Darian. Aflăm
Sfina află... Suma lui Darian. Numărul de cuburi. Suma. Suma. Suma, pentru că dacă folosim numărul, nu spunem așa din corect, pentru că suma e cine a dat din Alin și Darian. Nu, suma este restul. Este bine să spunem, aflăm numărul de cuburi ale lui Darian. Al lui Darian. Da, aflăm numărul. Deci nu-i suma, că n-ai aflat nimic. Ai scăzut ceva. Aflăm numărul de cuburi ale lui Darian. Bun. 1000 minus 533. 535. Așa e bine, nu? 535. Ne doresc. Hai să vedem cum ai făcut. Crezi. Dar trebuie să fim exacti. Da. Cum procedăm? Am făcut 1000 minus 500 de la 500. Așa. Deci tu operație care ai în mental... 475. Ai revenit 475. Da. Că-i dat odată pe... Pentru că 500 minus 1000 face 500 și 1000 minus 535 va fi... Nu, ai spus așa tot. Dintr-o 1000 am scăzut mai întâi 500. Hai să facem ca să vadă toată lumea. Dintr-o 1000 ai scăzut mai întâi pe 500 și ai obținut 500. Așa este? Da. Apoi, din 500 ăstea, din 500 ăștia care ți-au rămas, ai scăzut pe 35. Trebuie să scazi pe 35. Că tu trebuie să scazi dintr-o 1000. Din 500 am scăzut 35 și ne-am dat 475. 475, sigur? Sigur. Pentru că dacă facem 10 minus 30... Deci luăm din 500 luăm 100. Hai să facem așa. Dau 400 minus... Plus 100. 400 plus 100 le-am făcut 500. Bine? Da. Plus 100. Minus 35. Din suta asta. Minus 30. Mai întâi minus 5. Minus 30 și minus 5. Da. Că se vede minus 30 și minus 5. Minus 5. Așa. Minus 30 și minus 5. Sigur că da. Cât și 5 uite să-l dăm deoparte. Facem 100 minus 5. 8 minus 35. Aflăm mai întâi. 400 țin, da? 400 țin. Plus. Cât face 100 minus 35? 100 minus 35 va fi... Facem. 100 minus 35. Facem. 30 minus 100. Nu, 100 minus 30. 100 minus 30 va fi 70. Și de 70 mai scade un 5. Ne-a văzut. Așa e 65. Asta e, mă. 460 plus 65, deci face 465. Te-ai păcălit un pic, ai zis 475, ții minte? Da? Adică pe 5 ori l-ai adunat. Dar trebuie să scăzim în pătrunea, că ai scăzut 70, mai scăzut în 5, 465, foarte tare. Deci aflăm numărul de cuburi ale lui Darian. Numărul de cuburi ale lui Darian, ăsta este. Deci Darian, hai să zicem, Darian, are. Nu, nu are atâta el. Cu atâta mai puțin. Da. Darian are 465 cuburi. Alin are de la bun început 1000 de cuburi. Alin are 1000, pentru că n-a scăzut nimic. Dar am vrut să aflăm numărul lui Darian. Sigur că da.
Clar. Noi n-am vorbit alien și am strâng cu atât mai puțin. Deci alien a făcut schimb de 535 alien la 535 și alien și-a numărat nume, a numărat suma lui Darian și după aceea Darian i-a dat cuburile lui Alin înapoi, pentru că Alin le-a dat ca să casa. S-a comparat, numai că s-a comparat. Da. Autorul, adică tu, Mario, nu mi-ai spus câte are Darian, mi-ai spus că are cu atâtea mai puțin. Și eu am aflat acum, Darian are 465. Punct. Mai departe. Alesia? 299 mai puțin decât Darian. Adică din, pe Darian mi le din comparația acum. Adică din Darian scade acum. Am făcut, pentru că le viitoare am făcut același lucru. Lecția viitoare. Lecția trecută. Lecția trecută. Deci aflăm. Aflăm. Suma. Numărul de cuburi. Numărul de cuburi al lor Alesia. Alesia, da? Aflăm numărul de cuburi ale Alesiei. Pentru asta scădem, că Alesia se compară cu Darian. Alesia în comparație cu Darian. Darian l-am aflat. Adică din Darian, zi tu, din Darian. Din Darian a scăzut 299. Din 465 scădem 299. Și cât face? Lecția viitoare. Lecția trecută. Trebuie să scădem în 200. Așa. Ne va da 266. Uite, ești foarte tare. Iată cum face. El își închipui că ar fi fost 300 și ai fi scos, dacă ai fost 300. Stop. Atenție, nu e 199, ci-s 299 și atunci nu rămâne 266 66, bine. Rămân 166. Că ăsta e aproape de 300. Ăsta e aproape de 300, unul în plus. Și dacă scazi din 465 pe 300, ăsta rămân 100, da? 166. Hai să învățăm pe prietenii noștri cum ai gândit tu. De 199. Am făcut 99 minus 100 la din 400. Așa. Am luat 1. Da. S-au rămas 300. Da. Și din 300 da și pe ăsta 2. 200. Și-a rămas 100. Și unul acela l-ai pus la 65. Și ai făcut 66, da? Foarte tare. Dar foarte viteză este ai gândit de nou aici. Deci, într-adevăr, 166 cuburi are Alesia. Deci, Alesia are 166 cuburi. Alesia are 166 cuburi. Începem cu Andrei. Da. Andrei are 555 mai puțin decât Alesia. Alesia are 166 și asta mai puțin cu atâta. 500 mai puțin? Hai să zicem cu 500 mai mult. Ca să meargă, că nu pot să scad din Alesia. Pentru că am făcut, facem 166 plus 550, ne dă un număr mai mare și despărțim. Numărul acela care mi l-a dat, care plus de la 555, era suma care trebuia să o aflăm noi. 555 minus 200, minus 166. Ai, nu, prietene, Mario, tu câte vezi în încurcătură, da. Le schimbă. Schimbă din ăsta pe altul.
Da? Ai zis, ce se vezi, nu se poate de acolo, dar din ea apare, de unde e? Scalte așa. O ajută. Da? Deci, nu așa. Trebuie să fixăm problema foarte bine. Andrei cu 555 cuburi mai mult. Ca să iasă problema. Mai mult. Mai mult? Mai mult? Nu iese. Nu mă pot. Dacă are mai puțin cu atâtea decât Alesia, care are 266 și are mai puțin cu atâta. Ne va da 100. Dar nu are de unde să scadă. Dar nici măcar. Nici măcar. Deci vezi? Acum modificăm un pic, că problema merge frumos. Le spune cu atât mai mult decât Alesia. Decât Alesia. Deci, prietene. Bună ziua. Bună ziua. Prietene Mario, asta face acum. Deci suntem șmecher și venim cu atât mai mult. Adică punem aici la trei, aflăm numărul de cuburi. Dar aici se vede foarte clar un calul. Deci, atenție multe. Totul este... Păi spune... Riscul de a greși un copil de compunerea unui probleme este destul de mare. Dar el acum a înțeles că s-a tot comparat cu cel din față. Deci, felul care a gândit o problemă a însemnat compararea cu cel din față, însă n-a rezolvat problema. El numai cât a gândit-o, nu și-a dat seama că ajunge la 166 aici. Că dacă își dădea seama de 166, nu punea 555 mai puțin, ci punea... Mai mult. Mai mult acolo și... sau punea un număr mai mic decât 556. Decât 166. Decât 166. Deci trebuie să vedem efortul pe care l-a făcut el în comparat la acestora 2 câte 2. Dă-l față. Eu nu am gândit la problemă. Eu n-am calculat. Eu n-am așa, asta spunem noi. Tu n-ai calculat. Ba mai mult. El a spus 1 milion de cuburi. Și am zis 1 milion. Dar am zis, nu știu ce scrie. Și 1 și cu 3 zero. Și asta e 1000. Da. Dacă mergeam cu milionul tău, cred că aveam de unde. Era o rezervă mare și comparația aceea a celorlalți, mă trecea foarte bine. Da, deci am micșorat eu numărul pentru că nu știam să scriu pe milionul ăla. De asta a fost nevoie. Aflăm numărul de cuburi ale cui acum? Alesi, da? Numărul de cuburi pentru... Alesi, am aflat? Am aflat. Pentru Andrei, perfect. Pentru Andrei. Pentru chestia asta, la Alesie îi mai adăugăm pe asta. Da? Îi adăugăm, adică... 555 plus 166 și este egală cu... Facem. Despărțim totul. Pentru ca să facem 66 plus 55. Aha! Vrei mai întâi să... cu 10 le să ne descurcăm, da? Să ne descurcăm cu 10. Hai să zicem. 500 plus 55 și plus 100 și plus 66, da? Ia să vedem. 500 plus 55 plus 100 plus 66. Păi trebuie să faceți 50 plus 5. Aaa, așa. Mai desfășurat. Mai desfășurat. Păi respect. Mai descurcat. 50 plus 50. Și 60 plus 6. Perfect. Acum e clar. Acum cum judești tu? Mă interesează foarte tare. Hai să adăm unitățile. Păi din mai întâi 10-le, pentru că 10-le o să ne dea și unitățile în aceleași. Nu! Dacă adunăm unitățile, ce trece peste 10, ducem la 10. Deci de aceea începem cu unitățile. Da? Hai să începem cu unitățile. 5 și cu 6. Cu cine este egal 5 și cu 6?
5 cu 6 este egal. 5 cu 6 este egal cu 11. 11. 11 din 5 se desfumă. 11 se scrie ca fiind o 10 plus 1. Da? O să punem o 10, din deja. Punem o 10 care o să o lipim la 50. O să lipim. Sau la 60. O să lipim la 60, fiind mai aproape de 100. 60. Așa. Și punem pe 1 la unități. Uite, am pus pe 1 la unități. Și acum cu 10. Ai zis 70. Vezi, vezi simultan așa tu? Uiteam, 100 plus 101. 161, făceam. Pentru că de 60, că... Atunci mai zis în adună. Făceam 161. Pentru că dacă nu am, făceam 6 cu 5 ne dădea o 10. Și 50 cu 60 ne dădea 100. 50 cu 60 face 110. Cu 10. Și cu 10 aceea face 120. 120. Și pe 20 o scrim și 100 aceea o lăsăm. Da. Și acum la 100 aceea și cu 100 asta fac 200. De? Și cu 500 va face 700. 721 are... Cine are 721? 721 are Andrei. Deci Andrei 721 cuburi. Deci Andrei are 721 cuburi. Bun. Acum adunăm toți copiii. Toți copiii și părinții adunăm. Când ne-a dat 70? La fiecare? La fiecare. Adică 70 cu 70 cu 70? Când termină, părinții mi-au 50 de cuburi. Părinții mei, 50 de cuburi. Și m-au și 50 de cuburi. Și trebuie să găsim toată suma? Trebuie să găsim și părinții și copiii. Wow! Deci să-ți dau... Părinții le mai dau câte 70 de cuburi la fiecare, da? Și părinții adunăm cuburi, pentru că părinții trebuie să-i băgăm și pe ei, pentru că părinții au dat copiilor. Și dacă părinții pleacă de la ședință, cum ai spune și tu, de la ședință, ar fi un pic mai rău. Deci, pe scurt, am aflat pe cei 4 copii? Da. Bun. Aflăm părinții. Păi de 4 ori adunăm 50. 50, dar ai zis 70, ai zis. 70. Deci, hai să spun, total, înseamnă Alin, înseamnă 1000, plus următorul, care este? 1000 plus. 1000 plus 465. 465. Plus 166. Plus 171. 721. 721. Și plus 70. Plus 70. Plus 70. Și plus 70. Asta ar fi socoteala pe care trebuie să o facem. Deci 1000 plus 465 plus 166 plus 721 plus 70 plus 70 plus 70 plus 70. E complicat-o rău de tot. Dar să spun un lucru. Tu mă vezi că îți frește. Ce mai pui așa? Eu n-am făcut nici o gură de an, n-am avut nici subiect. Ce vezi ce mai făcut acolo? Adunarea asta să o fac, mă prinde zoric. Nu, să vedem ce propune el. Propune-mi tu o idee pentru suma asta, care pare foarte ciudată, foarte grea. Adunăm cu părinții. Cu părinții, cu 70, cu 70, cu 70.
Pentru că 70 cu 70 o să fie un pic mai greuț. Cât o să fie 70 cu 70? 70 cu 70 o să dea 140. Deci ăștia trebuie 140. Bun. Apoi. Și ăștia cu 2? 140. Și ăștia cu tot 140. Da. De acord cu tine. Și oare ăștia? Ăștia la mântul. 140 plus 140 va da 280. 280. Excelent. Deci am terminat încă la părinții și acum spune din nou. Egal cu 1000 plus 465 plus... A scrie. Scrie din nou, da? Scrie și tu. Deci 1000 plus 465 plus 166 plus 721 și plus 280, că am pus pe toți părinții. Deci cât o dat fiecare copil, am adunat. Să le grupăm cât de două, cât de ceva, sau cum propuneți? Sau tu, Mario, cum te-ai gândit? Super Mario. O idee trebuie să ai aici ca să mă pot descurca, să știi. Am o idee, am o idee. Să văd? Adunăm o părinții cu Alin. Cu 1000. Cu 1000? 1000. Deci 1000 cu 280. Și e calculul. Hai să-i fac deodată grupare asta. Și cât fie, mă, 1000 plus 280? Egal cu 1280. Bun. 1280. Ai văzut tu? Și am tăiat ăștia noi, ca să mă țin în minte. Acum, mai departe, mai gândește-te la o șmecherie. Care ți-ar veniți mai la îndemnă de seară? Eu ți-aș propune pe ăștia doi seară, că poate îmi vine mai ușor. Eu i-aș adune pe 465 cu 726. Cu 721? Cu 721. Cât faci, mă? Va da? Deci tu nu ești de acord cu mine? Va da 1 milion. Nu 1 milion, 1000. 1000. 1000. O mie... 71. 4 și cu 7. 4 și cu 7, 1000. 4 și 7 face 400 și 1100. 1100. 400 și cu 700 face 1100, da? 1100. Plus 100, plus 60 plus 20, 80. Deci vine 1180 și 6. 1 și 5, 6. Facem 1186. 1186. Nu mai, milionul așa mai târziu. Numai 1000. Da, 1186. Și plus... 166 la bără mare. Plus 166. Și să adunăm unitățile, domnul profesor, e mai ușor. E așa, i-am propus, dar el nu trăie de acord cu mine. Dar hai să te, să spunem. 6 și cu 6. Mario, unitățile adică. 6 și cu 6. Cât faci? Stai să scrii. Da. Facem. 1186. Da. 1186. 1186. Facem. 80 plus 60. Nu e prea. 80. 80. Care de aici 80 sau 80 plus 80. Ne va da. Hai unitățile întâi. Unitățile. Facem. Unitățile. 6 plus 6. Am venit. Luăm de la 80 primul. Luăm 20. Da, bun. 40. 20. Și ducem la 60. La 60 de aici, da? Da. Și? Și ne va da 100. 60 plus
40. Da. Și câte mai rămân în 40? Nu 80 ăsta. Nu mai rămân în 40. 40. Și cu 60 le-ai liniștit, că ai făcut 100, da? Da. Dar vezi, aici e foarte întortocheat. Dacă tu o să mă asculți acum, o să vină foarte ușor. Deci, să reluăm unitățile. Și 6 și cu 6, când face 6 și cu 6? 6 și cu 6, 12. Și cu 0 de aici? 12. 12. 2 scriem. 2 scriem și 10, ce o păstrăm? O reținem. O reținem, da. Deci scrie așa, și 2 scrie mai la dreapta. 2. Asta e șmecherea din seara asta. 2. 10 asta și cu 6, 60. 70. 70 și cu 80. 70 cu 40? Nu, 70 cu 80. 70 cu 80 ne va da 150. 150 și cu 80 de aici. Cu 80 ne va da 230. 230. Da, 80 și 150 fac 230. La cifra 10 o scrim pe 3, asta spuneți 30. Și cele 200 le ducem la 100 acum și zicem, voi 200 și cu 100 asta. Voi 200 și cu 100 asta fac 300. Și cu 100 de aici 400. Și cu 200, 4 și cu 2, 600. 600. Și adună miile. Voi aveți mie aici? Nu am. Dar aici avem 1000. Dar aici avem 1000. Și 1000 și 1000 fac 2000. Rezultatul corect este 2632. Deci 2632 este rezultatul corect. Hai să recunoaștem că a fost o problemă foarte frumoasă, foarte dificilă. Aici am intervenit că cu mai puțin nu mergea, am intervenit cu mai mult față de adesea. Am aflat pe fiecare în parte, pe cei trei copii, Alina are deja suma știută și tu, parcă nu era de ajuns, ai compus-o și ai spus, părinții mai dau fiecare câte 70. Și-am adunat și părinții. Și-am adunat și părinții și mi-a ieșit o sumă destul de mare, 2632 de cuburi. Foarte, foarte frumoasă problema. Și să nu mai sufere, că noi ne luăm și noi cu lecțiile celelalte. Dar să nu mai facă probleme, să faceți pe exerciții. Da, da, da. Că acum noi le lovim aici. Și uite că să faci următoarele exerciții acasă. Exerciții, nu? Da, exerciții trebuie să facă. Unde e cârpa? Unde e cârpa? Nu am pus-o acolo? Una, nu e una, cârpa. Nu e aici. Uitați.